distanțe. Asta să nu vă dezechilibrați. Acum am să vă uiți în față. Să vă țineți voi, vă rog, de gratiile astea. Uite-am acum. Așa. Sărgă după tine, vine Dan și pe urmă tu și ultimul e, da? Deci vă țineți minte ordinea în care intrați. Bine așa pe parte? Panorama, 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 pan
Intrăm în mare. Acum facem aprozare. Fă stimulare. Să puteți grupul. Ești atent acolo. Ăștia cu șepci. Urmăriți-i la maxim. Cu portul alb. Acolo ne găsiți la portul alb. Avem bere. Mici câștigători. Noi suntem câștigătorii. Deja am plătit. Urmează echipa Capa Torta, sunt invitat să se echipeze cu vestele de salvare și să înceapă pregătirile. Avem 25 de echipe, ar mai trebui două echipe astfel încât să completăm toate grupele. Mai aveți nițel timp astfel încât să umplem linia de start. Deci încă două echipe. Pescărușii s-au întors. Doar și-au adus aminte cam cum e la Tulcea. Eu sincer le urez ca și anul acesta să ajungă acolo la finală, pentru că sunt niște băieți, doamne și domni, extraordinari. Dar se pare că anul acesta au concurență. Așa că finala va spune totul. Echipa Party Club acum se îmbarchează. Echipa Parkour Princess sunt rugăciuni.
la începutul mandatului dumneavoastră. Cum considerați participarea de anul acesta în comparație cu ceilalți? Fiecare an a fost o participare pe măsura așteptărilor giurgiovenilor. Chiar de la prima ediție nu au mai fost tricouri. Asta înseamnă că cele 24 în prima fază de echipaje au fost complete. Anul următor Ivan a venit cu 27 de seturi de tricouri pentru 27 de echipaje. S-au luat la prima oră, cum s-ar spune. Nu mă îndoiam că și anul acesta ne vom înscrie în același ritm, în aceeași experiență pe care o au giurgiuvenii. Este un mod plăcut de a petrece o zi frumoasă de duminică. Iar giurgiuvenii, uitați-vă că de la an la an vin cât mai mulți mai decisi să câștige, mai pregătiți. Iar proiectele care le vom dezvolta în continuare vor face să aibă și baza de pregătire, cu ghilimele de rigoare, de pregătire ca anii următori să luăm și locul 1 la competiția națională. Comparativ cu celelalte orașe, această acțiune, cum vi se pare? Comparativ cu... Nu știu cu alte orașe, o să-l întrebați pe Ivan. Eu pot să spun că de la an la an ușor, ușor ne modernizăm. Acum l-am primit pe Ivan și Asociația Mila 23 într-un cadru nou, acea construcție de pe canalul Cama cu fonduri europene astăzi își arată roadele. Peste un an va fi finalizat și acea construcție hidrotehnică și vom avea și un alt abordare vis-a-vis de nivelul apei, vis-a-vis de curățenia în canal. Sunt proiecte pe care încercăm an de an să le finalizăm și să dăm o altă valoare și o altă imagine acestei zone a Giurgiului, o zonă nepusă în practică an de zile. Și eu vă mulțumesc și mă așteptam ca echipa mass mediei, echipa preselor reunite, presei reunite din Giurgiu să participe în aceeași caiac, cod la cod, să vedem care sunt până la urmă rezultatele atunci când mergem împreună. Asta o spun că am ieșit în campanie și sau că am terminat golurile. Trebuie să fiți o echipă unită și voi. Promiți în locul lor sau promiți în locul tău? Da. Vă mulțumim! Și acum, în aplauzele dumneavoastră, echipajul exclusiv feminin Princess. Mai rău în curs și merită aplauzele dumneavoastră. O să vedeți că, deși sunt toate doamne, merită luate în considerare chiar și în canot că cu vâsla în mână. Cum au decurs probele? Urmează. Până acum a fost parte. S-a mai eliberat o barcă, așa că culoare, vom merge mai repede cu pregătirile să concureze toată lumea într-un mod egal. O să anunț imediat următoarea echipă. Comparativ cu celelalte orașe, cum se pare organizarea de la Giurgiu? Păi m-a surprins încă de când am apărut pe pod dimineața, când am observat ce schimbare s-a făcut de la an la an. Deși Giurgiu întotdeauna a avut surpriză, dar de data aceasta surpriză cea mai mare prin amenajarea acestui loc superb și cred că va deveni un loc de atracție pentru giurgiuveni și nu numai. Se pregătesc echipele TSD și poliția locală pentru probele tehnice. Cum s-au părut participarea, numărul participanților? Întotdeauna aici la Giurgiu a fost participarea strânsă, întotdeauna am oprit înscrierile pentru că nu putem face față dacă dăm drumul la liber. Ar trebui să se gândească domnul primar pentru anul viitor să facem pe două zile ca să putem să mulțumim pe toată lumea. Apropo, ceea ce vă spuneam cu mare plăcere și vă aștept înscrierile, deja mai apărut o echipă. Asta le-am spus și eu. Poate mai găsim una, astfel încât să completăm. Hai să mai putem face. Thank you.
pregătesc echipele navigatorii Kinji. Ha?
Dacă am vorbit cu arbitrii, stați liniștiți. Și 50-48, echipa combinată. Și vă miroase ciocnire. Câștigă!